Mulțumesc, doamna președinte, ședință, stimați colegi. După săptămâna pe care am avut-o în plenul camerei și pe la comisii, am ajuns la concluzia că PNL se coace, în portocaliu se preface. Am asistat la un comportament foarte straniu din partea colegilor de la PNL, având în vedere atât votul pentru președintele TVR-ului, cât și cele două voturi legate de niște legi extrem de importante pentru marea populație. Și am să mă refer la modul cum am fost certați de către colegi că nu vrem să votăm o anumită propunere. Păi atunci de ce mai suntem aici, dacă ar trebui să ascultăm niște ordine de la un partid de opoziție? În opoziție cu PSD-ul, evident. Acum, am stat și m-am gândit de unde provine acest lucru. Și mi-am dat seama că, de fapt, fructul fuziunii dintre PNL și PDL a devenit din mărul galben mărul aproape portocaliu. Sau mai bine zis, aș mai face o metaforă, sămânța mărăcinilor lăsați de Băsescu în PDL a invadat câmpul de gălbenele al PNL-ului. Pentru că altfel nu se explică de ce, constatăm că atât pe la emisiuni de televiziune, atât din punct de vedere al candidaților, atât din punct de vedere al celor care ies foarte mult în față, în fața PNL-ului, sunt de sorginte PDL. Și acum să revenim la ce s-a întâmplat cu legea care trebuia să corecteze o nedreptate făcută în legea pensiilor. S-a întâmplat următorul lucru. Sintagma dreptate până la capăt, asumată de Partidul Național Liberal în 2012, nu a mai fost acceptată. Și s-a mers, se pare, pe modul de judecat al PDL-ului, care era obișnuit să taie și nu să dea oamenilor absolut nimic. Revenind acum la comportamentul acesta, vreau să vă spun că pe undeva mă simt dezamăgit, pentru că în loc să asistăm la o corectă reprezentare a valorilor liberale, asistăm pe zi ce trece la o, zic eu, transformare din ce în ce mai acută a PNL-ului în fostul PDL. Și tare mi-este teamă că, combinând cumva, nu știu, galbenul cu portocaliu sau chiar cu violetul, o să rămână, de fapt, o culoare nemai întâlnită pe scena politică românească, atât sub aspectul ideologiei, cât și sub aspectul practicilor și modului de a face politică. Sunt de acord că câteodată în politică poți să fii și ipocrit, să spui una și să faci alta. Dar să fii permanent ipocrit în politică, mi se pare deja că nu mai reprezinți interesele cetățeanului, mai ales în Parlamentul României. Și asta spun pentru că, referitor la legea în cauză și referitor și la o altă lege care viza aleșii locali, în speță primarii, viceprimarii, primarii de președinții de Consiliul Județean și vicepreședinții de Consiliul Județean, PNL își făcuse următorul calcul. Hai să facem cumva să votăm împotrivă și legea să treacă. Dar iată că, fiind o lege organică și calculul fiind un pic greșit, și mă refer la aritmetica voturilor, acest comportament ipocrit până la urmă nu le-a ieșit. Și legea a picat. Sunt curios acum ce vor spune colegii noștri de la PNL-PDL în teritoriul primarilor lor, viceprimarilor și celor care reprezintă la Consiliile Județene. Pentru că, așa cum știm, tertipul legat de decizia Curții Constituționale era unul doar de echivoc, și anume de a găsi motivul de a spune că ei vor, dar de fapt nu pot. Dintr-o dată s-a trezit din nou acel raționament ipocrit, în sensul că
de ce să votăm o lege dacă oricum nu se poate aplica? Uitând să spună că, de fapt, interesul lor era să se voteze legea și de apoi să arunce în cârca PSD-ului toată încărcătura politică despre cum nu se face politică. Rămâne să vedem în perioada următoare, pentru că asistăm acum la o campanie care vizează în mod special alegeri importante pentru cetățeni, și anume alegerile locale. Rămâne să vedem în ce culoare și în ce animal politic se va transforma vechiul PNL. Vă mulțumesc!